Bell vă recomandă Floramite 240SC. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Discutăm despre finanțare, despre fonduri europene. Ați putut urmări un pic mai devreme ce ne-a transmis domnul Gheorghioi, un fermier din județul Satu Mare care a accesat un proiect, l-a dus la bun sfârșit și iată că urmează să implementeze și alte proiecte. Determinarea poate fi factorul determinant pentru a accesa acești bani, pentru a avea acces la finanțare. Dacă sunteți hotărâți, dacă aveți parte de un consultant bun, cu siguranță că drumul pe care îl parcurgeți va fi ceva mai lin și în final vă puteți bucura de munca asta pe care o depuneți. E o muncă în care eu cred foarte tare și vă încurajez să încercați măcar să accesați fonduri europene. Fondurile astea constituie și în clipa de față o șansă, o oportunitate pentru fermieri de a-și mări afacerile, de a le pune mai bine la punct. De la această oră o să răspundem mesajelor venite pe pagina noastră de Facebook agrotv-agricultura la raport, dar până să răspundem telespectatorilor care ne-au scris, profit de atenția telespectatorilor noștri, de atenția fermierilor care urmăresc Agricultura la Raport și vreau să le spun că mâine seară de la ora 20 aici la AgroTV vine ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Așadar, notați-vă întrebările, transmiteți-mi-le pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Mâine seară ne reîntâlnim cu ministrul Agriculturii, cu domnul Adrian Oros și să știți că vom mai avea invitați de marcă pe durata acestei săptămâni, pe joi vine din nou fostul premier al României, fostul comisar pe agricultură, fostul ministru Dacian Cioloș. Așadar, ca de fiecare dată, vă respectăm pe dumneavoastră, fermierii români, venind în fața dumneavoastră cu invitați de marcă, cu invitați care au ceva de spus și de transmis publicului nostru. Revenim la întrebările pe care ni le-au scris telespectatorii pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport, întrebări legate de fondurile europene. Domnul Constantin Soare din județul Constanța v-ar ruga și ar avea de asemenea o propunere pentru cei care urmează să întocmească nouul PNDR, dacă credeți că este oportun să primească cei din zonele astea puternic afectate de secetă, din zona Dobrogei în mod deosebit, un punctaj suplimentar și dumnealui propunea 20 de puncte în plus pentru cei care vor să acceseze fonduri europene pentru a crea și pentru a dezvolta noi sisteme de irigații sau pentru a le pune la punct pe cele deja existente. Cum vi se pare propunerea asta venită din partea domnului Soare? Mie personal nu îmbrățișez și vă spun de ce, pentru că pe tot exercițiul acesta financiar 2014-2020, aceste zone care au avut în apropiere canalele magistrale de irigații au beneficiat de fonduri europene, câte un milion de euro, 100% nerambursabil, pentru acele OAI-uri. Mai degrabă, am putea să discutăm și despre o egalizare a investițiilor pe irigații și în sensul acela de a face amenajerii hidrotehnice locale. Și aici mă refer la fostele diguri comunale, pentru că fiecare localitate are câte un dig comunal. Și așa cum dânsii care se apropie de magistralele principale beneficiază de aceste avantaje, de acești bani europeni și plus de faptul că
au apa gratis până aproape de canalul secundar, atunci să-i ajutăm și pe cei pe care soarta nu i-a ajutat să treacă pe la dânsi și prin apropiere aceste magistrale. Pentru că avem 1,2 hectare de amenajare pentru irigații din canalele principale și diferența până la aproape 10 milioane de hectare, nu știu ce facem cu ele. Și atunci, dacă noi am dat aceste puncte pentru cei care totuși au posibilitatea, măcar teoretic, să irige și n-au făcut-o din vari motive, din lipsă de asociere, din lipsă de cofinanțare, din mai multe elemente care n-au ținut de alții, ci decât de dânsii, atunci n-ar fi fler pentru ceilalți care nu beneficiază. Din cauza asta, adică eu mi-am argumentat logic poziția pentru care nu sunt de acord cu domnia sa. Știu că este un fermier foarte respectabil, un fermier cu multă știință de carte, îl respect, dar putem să avem și opinii diferite. Doamna Strâmbulescu? Sigur că da, eu vreau să aduc niște completări. În primul rând, știm că zona Dobrogea este într-adevăr o zonă puternic afectată, da? La nivel de România. Dacă eu an de an am probleme, da, de calamitate în zona Dobrogea, atunci eu, da, minister al Agriculturii, ar trebui să creez o strategie, da, prin care să îi pun la adăpost pe acești fermieri. Această strategie nici măcar, nu știu, nu am văzut, au făcut și Planul Național de Investiții în Irigații, de care eu personal că putem să ne dăm, să ne spunem sincer părerea, nu s-a întâmplat, nu a avut, nu a ajuns să aducă nimic. S-au cheltuit niște bani, am înțeles dintr-o declarație a domnului ministru Oros că la ora actuală sunt irigate 133.000 de hectare. Este impardonabil din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ne jucăm cu producțiile României și cu viețile atâtor fermieri. Dar depășind Planul Național de Irigații, voiam să mă raportez strict la ce spune fermierul. Fermierul român spune așa, el nu solicită o linie de finanțare sau bani europeni. El spune așa, dacă am o zonă care este, nu știu, care este cu probleme an de an, prioritizează-mă la finanțare ca eu să pot să fac aceste udări și să-mi țin culturile în siguranță. Sunt de acord cu fermierul respectiv mai sunt de acord că ar trebui stabilit clar o strategie, da, de către Ministerul Agriculturii în ceea ce privește aceste canale de irigații și punctele vulnerabile ale marilor suprafețe care sunt cultivate și să vină și în sprijinul acestor fermieri. Să terminăm odată cu toate aceste discuții. Cheltuim bani, dar nu aducem sustenabilitate. Banii ăștia nu se văd. M-aș fi așteptat să crească această suprafață de irigare, da? În urma implementării Planului Național Strategic, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu contează, suntem în punctul ăsta, da? Nu sunt poate și nu am toate datele necesare sau care au fost impedimentele sau problemele care au condus să ne aflăm în această situație aici. Dar dacă suntem în situația asta, măcar acum, haideți să creăm o strategie pe ceea ce înseamnă calamitate și implicit pe secetă. Știm foarte mult ce va urma în următorii ani și chiar pe secetă. Ar mai fi îndeții și temele anticlină. Da? Două mari priorități ar trebui să aibă România prin crearea unei strategii
clare, da, care să vină în nevoile fermierilor și a problemelor. Da, sunt de acord cu fermierul, este firesc, este într-o zonă de risc maxim și atunci aceste zone de risc maxim ale României ar trebui prioritizate măcar la finanțare. Ar trebui să învățăm să cheltuim cu cap banii europeni de acum înainte. Avem prea multe probleme. 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem la discuția noastră. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Vă spuneam că o să răspundem celor care ne-au scris pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Domnul Valentin trăiește în Italia și ar vrea să se reîntoarcă în România. Are 7 hectare de pământ. Ce proiect european aș putea face? E întrebarea domniei sale. Vă rog. Da. Numai dacă pe 2 dintre aceste 7 hectare ar cultiva legume, atunci s-ar încadra pentru partea de tânăr fermier. Nu ne-a spus vârsta, dar bănuiesc că e un tânăr. Da, probabil că e un tânăr, asta bănuim cu toții. Da. Iar referitor la acest aspect vis-a-vis de diasporă, eu astăzi tocmai am lansat un mesaj către Ministrul Agriculturii și vă rog frumos, dacă se poate, să fie una din întrebări pentru mâine seară, pentru că întrebarea mea este de ce preferă să împartă tinerii fermieri în două, adică jumătate din fonduri să meargă către cei mulți care sunt în țară și vor să acceseze și abia așteptau săracii aceste fonduri de 43 de milioane, iar jumătate dintre fonduri să meargă către cei de afară, care poate și după părerea mea sigur nu se vor acoperi de proiecte depuse, pentru că sigur nu vor fi atâția solicitanți câte fonduri li s-a alocat. Și atunci întrebarea mea era, nu era mai normal să fim cu toții același tip de român și să accesăm, indiferent că suntem din diasporă sau că suntem rămași în țară, ca să ținem economia în picioare și să avem bani la bugetul național? Chiar n-am înțeles și nu văd de ce această împărțire. În regulă. Domnul Valentin, care ne-a scris mai devreme, ne spune și vârsta, 39 de ani. Ceea ce am bănuit. Da. Bun. Deci sugestia mea este, dacă vrea să pună pe 2 hectare legume, atunci este în regulă, se poate încadra. Dacă nu, dar trebuie să avem în vedere și faptul că de regulă până la ora actuală trebuia să fie gândită să le aibă cultivate și implicit raportate la API, e ușor tardiv pentru. Și cred că în mod sigur le are undeva în arendă, că nu cred că le-a ținut fără să fie lucrate sau arendate. Și atunci va fi foarte greu să le scoată și de la arendaș, pentru că arendașul, pe bună dreptate, probabil că a înființat structura de culturi până la ora actuală, cu siguranță. Robert Alexandru. A apărut vreo informație oficială despre data când se va lansa ghidul solicitantului pentru PNDR 2021-2027? Mă interesează pentru o fermă de găini outoare. Actuala sub măsură 4.1. Nu, că nu avem, se scrie, scriere, nou plan. Stați AgroTV, siguranță să veți afla toate noutățile. Bun, o altă întrebare venită de la un alt fermier, Ionuț Tunaru. Este posibil ca prin intermediul dumneavoastră să adunăm toți procesatorii români și să-i ajutăm? Vorbesc
ca cei care au materie primă să se îndrepte către români și să închidem lanțul la noi în țară sau prin export de produs finit. Bun, îi spun și eu telespectatorului nostru că avem o campanie, o campanie pe care o desfășurăm împreună cu Asta și îl invit și pe domnul Tunaru, cum o fac de fiecare dată vis-a-vis de toți cei care urmăresc AgroTV, să se alăture acestei campanii intitulată sugestiv Agricultura, o șansă pentru România. Intrați și dumneavoastră pe www.azdar.ro și luați de acolo foarte, foarte multe informații, pentru că ne propunem și dorim să avem o agricultură puternică, sustenabilă, o agricultură formată din fermierie care muncesc în țară, care aduc plus valoare, care reușesc să proceseze și să comercializeze. De aceea îi invit și eu pe telespectatori, pe consumatori, să aleagă produsele românești. Dacă iubiți consumatorilor, mă adresez acum, dacă iubiți producătorul român, dacă iubiți procesatorul român, să știți că declarațiile astea de dragoste nu trebuie să le facem nici publice, nici în mediul virtual, online. E simplu ce avem de făcut. Trebuie să mergem la magazin și să alegem produsul românesc. Restul, știți cum se spune, e cancan. Dacă ținem la fermier român, asta trebuie să facem noi ca și consumatori. Restul, ce au de făcut guvernanții, cei care se ocupă de destinele economiei, nu ține neapărat de noi. Putem și noi contribui prin a influența să sporească măsurile prin care fermierul român, producătorul român devine mai puternic, dar asta e o altă discuție, nu o să o lungim în seara asta, că nu e asta tema noastră. Noi ca și consumatori asta trebuie să facem, să cumpărăm produsele fabricate aici în România, pentru că e simplu, banii respectiv rămân în țară și în felul ăsta o ducem și noi un pic mai bine. Domnul Tunaru ne spune așa, că are 24 de ani, e din județul Argeș și a vrut să pornească cu o fermă de bovine Angus, dar trebuie să caut procesatorul și vreau să fie român. Puteți face câte o emisiune sau o postare pe Facebook care să vorbiți sau să postați informații despre un anumit sector din agricultură, pomicultură, mă gândesc să solicitați contacte la cei cu materie primă și la procesatorii români și să-i facem să ne cunoască. Ei bine, domnule Tunaru, asta vă spuneam un pic mai devreme, că lucrul ăsta deja îl facem. Avem această campanie, intrați pe www.azdar.ro și de acolo veți primi mai multe informații. Vă invit și pe dumneavoastră, invit și pe ceilalți privitori să se alăture acestei campanii, campanie susținută și de alte posturi de televiziune, Profit TV, Look Plus, de asemenea Profit.ro și Agropres sunt alături de noi în demersul ăsta cu care ne mândrim, pentru că putem face fiecare dintre noi câte ceva cu producător. Vă rog, vă rog. Telespectatorul nostru ar putea să implementeze acest proiect și are dreptate și mă bucur că este un așa patriot la vârsta lui de 24 de ani, dacă ar avea în preajmă și un abator. Și aici ar trebui convins poate președintele ANVSA că este nevoie de acele abatoare de mică capacitate în fiecare județ, pentru că îi spun telespectatorului nostru că la ora actuală, dacă ar vrea să vândă pentru a fi abatorizat, pe partea de bovine, numai undeva la Botoșani, la ora actuală, funcționează în plin un abator. Și atunci l-ar costa pe telespectator mai mult transportul până acolo decât prețul pe care ar putea să-l obțină pe kilogramul de carne. Și atunci de ce să nu aducem acele abatoare de mică capacitate aproape de acest fermier? Pentru că el are capacitatea după aceea de a-și extinde numărul de animale și plus de asta, văzând prietenii lui și vecinii că lui i-a reușit, poate și alți tineri se apucă de creșterea vacii de carne. Un sector foarte important care ar trebui să-l promovăm.
Îl promovăm, să știți, aici la AgroTV prin emisiunile pe care le facem. Cred că am văzut cu toții foarte mulți crescători de bovine de carne și a căpătat o altă dinamică acest sector în ultimii ani, în primul și în primul rând datorită fermierilor români care au înțeles necesitatea de a investi în genetică performantă. Domnul Alex, am depus și eu un proiect 6.3 cu 75 de puncte anul trecut și nu am primit niciun răspuns. Ce îi spuneți domnului Alex? În curând se va afișa și raportul de selecție aferent lunii septembrie. Estimez eu undeva luna iunie se va publica pe site-ul AFIR raportul de selecție aferent proiectelor depuse în luna septembrie pe 6.3. Domnul Șerban ne scrie pe aceeași pagină de Facebook AgroTV minus Agricultura la raport. Bună seara, domnule Ghinea, mă numesc Șerban și am următoarea întrebare. O persoană dacă face anul acesta proiect sub 6.1 și nu primește finanțare, mai poate accesa fonduri în noul PNS? Sigur că da. El poate să acceseze fonduri în noul PNS în măsura în care nu va ieși din condiția actuală de eligibilitate de 24 de luni înregistrare înaintea cu caiena agricolă la Registrul Comerțului, înainte de depunerea cererii de finanțare. Deci dacă să dăm un exemplu, în luna iunie, da, își deschide o formă de organizare, da, unde își autorizează un caien agricol la ORC, atunci, conform regulamentelor europene și ghidurilor, are dreptul, chiar dacă este eligibil fără finanțare sau neeligibil anul acesta, are dreptul să mai depună doar în măsura în care va depune cererea de finanțare până în iunie 2022. Mai târziu de această dată va ieși din condiția de eligibilitate de 24 de luni. Cu amendamentul, dacă îmi permiteți aici, să dea bunul Dumnezeu să se modifice așa cum este în discuție de aproape un an de zile prevederea din regulamentul european privind tânărul fermier, acela de a se merge către 5 ani de la înființarea societății cu înregistrare cod caien la Registrul Comerțului sau să se desfințeze totalmente. Pentru că avem foarte multe cazuri, vă dau un exemplu de tineri care pe bună dreptate au vrut să fiscalizeze, să fie corecți și au înregistrat PFA-uri, II-uri 2016, 2014 și așa mai departe și ar fi păcat ca acești tineri, pentru că au vârsta, să aibă un impediment pentru faptul că a vrut să fie cinstit în totalitate și foarte la vedere cu statul membru unde funcționează. Bun, luăm publicitate. Câteva minute de publicitate, după ne reîntoarcem la Agricultura la raport. Până atunci, scrieți-ne pe mai departe mesaje, întrebări pe pagina de Facebook AgroTV minus Agricultura la raport. Publicitate.